Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la Flash Monden! Diana, te rog, vreau să-mi spui sincer, ce sărbătorim astăzi? Sau dacă sărbătorim ceva? Sau îți aduc o prăjitură? Să mă gândesc. Stai să-mi fac așa un pic. Stai că eu trebuie să scanez în minte și îți spun este ziua internațională a citirii hărților. Nu pot să cred. De unde știai asta? Ți-am zis că am aici tot ce-mi trebuie ca să funcțione. Poți să mă întrebi orice vrei. Bine, nu prea mă pricep la citit hărți. Da. Și am vrut să văd dacă sunt singura din lume. Și uite că oamenii ca mine au chiar o zi internațională de sărbătorit. Măi, dar ce mâna, mă surprins. Nici nu mă gândeam că există ziua. Să fie cu fructe de pădure, cu frișcă, musta ei să aibă zmeură și poate și niște glazură delicioasă. Ar putea să fie și cu vanile și cu ciocolată și să nu fie mini, să fie maxi. Da. În fine, bunii mei, asta este. M-am băgat la cheltuială, am dat o prăjitură. Hai să 10 lei. Lasă. Hai, dacă mi-e mai scumpă din centru, poate fi 20. Dacă mi-e de pe nordului, poate cu 30. Chiar nu meriți asta. Dar de aia de 6 lei nu e bună? Ba da, e bună și oameni. Să vedem titlurile ediției. Romanița Iovan nu are timp să îmbătrânească. Albert este copia fidela regretatului său tată. E tot pilot, dar de raliu. Aflăm întreaga poveste doar la Flash Monden. Într-o fracțiune de secundă a fost mutilată pe viață, dar a găsit puterea să-și trăiască viața cât de frumos se poate. Aflăm povestea stelei Bizdu în această seară. Sunt fiicele celebrilor actori de la Hollywood, iar frumusețea lor bate orice record. Le cunoaștem și noi în această seară. A fost măritată cu un pilot de avioane, iar acum are un fiu pilot, dar de raliu. Romanița Iovan trăiește senzații tari. Nu glumă. Da. Merge săptămâna la cursele de mașini ale lui Albert și mereu are inima cât un purice, cred și eu. Nu zice nimic, încurajează băiatul, dar numai mamă să nu fie. Băiatul e ca Bradu. A trecut în înălțime și moștenește setea de adrenalină a tatălui său, Adrian Iovan. Haideți să-l vedem în acțiune. Are 57 de ani și un trup fără cusur. Romanița Iovan le poate da lecții divelor mult mai tinere care stau la coadă pe la cabinetele medicilor esteticieni. Creatoarea de modă arată trăzneț și nu are nicio operație estetică la activ. Părerea mea este că nu există o vârstă la care să începi să te iubești. Pur și simplu, dacă inima ta cere o schimbare, dacă natura nu ți-a oferit ceea ce tu ai fi vrut să ai, în momentul ăla, decât să ai probleme de, zic eu, în primul rând, psihice, mai bine să apelezi la un specialist. Poate că a ajutat și gena, poate că iubirea de sine e de vină, cert este că Romanița e fericită cu tot ceea ce reprezintă astăzi. Eu am în momentul de față 57 de ani, nu mi-am făcut până acum nicio intervenție de niciun fel, nici chirurgicală, nici non-invazivă, dar într-adevăr am din totdeauna grijă de mine, din toate punctele de vedere. Poate și eu la un moment dat voi experimenta, nu pot niciodată să nu spui niciodată, deci nu exclud acest lucru. Romanița a devenit mamă la 42 de ani, iar acum are o mândrețe de băiat. Albert, fiul ei și al regretatului pilot Adrian Iovan, are 15 ani și este deja pilot de raliu. Deci Albert a avut un rol foarte important în viața mea, pentru că întotdeauna am zis că o sarcină te regenerează. Și dacă această sarcină a venit la 42 de ani ai mei, deci acum 15 ani, chiar am simțit o regenerare a organismului, iar faptul că am un copil mic, zic mic ca vârstă, că așa are 1,85 m, are 1,85 m, e mai înalt decât mine, mă ține în formă, adică mă ține
activă. Romanița a înflorit și ea lângă fiul ei. Când el era mai mic, acum cred că vreo, să zic așa, 8 ani, 9 ani, când într-una, ducându-mă să-l iau dintr-una dintre tabere, mi-a zis, mama, tu câți ani ai? Și aveam, îți dai seama, deci acum vreo 8 ani, aveam 49 de ani. Zic 49 de ani. Aoleu, mamă, ești cea mai bătrână mamă din tabără. Nu cred. Zic, cum sunt cea mai bătrână mamă din tabără? Bă, până și mama lui Andrei, care Andrei avea 13 ani și Albert avea 8, adică îți dai seama, diferența între ei. Până și mama lui Andrei are 36 de ani sau ceva de genul, știi? Zic, Albertel, dar vezi tu vreun fir de păr alb? Nu. Vezi tu că nu știu, nu. Și deci, nu există așa ceva. Și vreau să spun că în momentul ăla, Albert și-a dat seama că mama lui nu are vârstă. Albert îi calcă pe urme tatălui său, deși pilotează mașini, nu avioane. Este însă la fel de curajos ca tatăl său și are aceeași sete nestăvilită de adrenalină în sânge. Albert este în momentul de față pilot de raliu. La 15 ani, îl susțin în această activitate a lui sportivă, care este super interesantă. Super, dar e puțin periculoasă. Deci își moștenește tatăl oare. Deci îl moștenește clar, are gena lui și de forță și de pasiune și nu am cum altfel, pentru că de altfel e un sport sigur, în sensul că ei sunt încorsetați acolo, deci există un sistem foarte safe în mașina aia de raliu și cred că până la urmă își creează o personalitate foarte puternică cu ocazia acestui sport și de bărbat adevărat. Îi place foarte mult să-și întrețină trupul pe lângă sport și cu tratamentul ăsta cu apă rece, adică dușuri cu apă rece, căzi cu apă rece, astfel încât astă iarnă, în ianuarie, când a fost în Apuseni, s-a dezbrăcat la bustul gol și s-a aruncat în zăpadă. Și e clară treaba. Romanița Iovan are fix zero șanse să îmbătrânească. Cu Albert lângă ea, sângele arde în vene și nici timp de riduri nu există. Elena Ionescu și-a luat inima în dinți și face transformări radicale. Nici de bisturiu nu i-a fost frică, iar acum este pregătită de plajă. Ce schimbare fulger a făcut, vedem în această seară. A stat 12 ore în sala de operație după ce și-a pierdut jumătate de picior într-un accident cumplit petrecut în urmă cu 4 ani. Stella Bizdu a reușit să treacă peste drama vieții ei cu ajutorul medicilor esteticieni, iar acum este o altă femeie. A găsit puterea să învețe să trăiască din nou datorită celor doi copii pe care îi are. Vă prezentăm un interviu tulburător despre cum să o iei de la capăt când totul pare că s-a sfârșit. Stella Bizdu are o viață care bate filmul. Influencerița a trecut cu greu peste moartea tatălui, iar câțiva ani mai târziu avea să trăiască drama vieții ei. A rămas fără un picior, în urma unui accident cumplit de circulație. 7 iulie 2018 a fost ziua fatidică în care destinul Stelei Bizdu avea să se schimbe pentru totdeauna. La scurt timp după ce a coborât din mașină, un șofer vitezoman a lovit-o și a smuls piciorul. Practic, într-o fracțiune de secundă, nimic nu mai avea să fie la fel. A petrecut 10 de zile în spital, iar când medicii au dat vestea că piciorul nu a putut fi salvat, a fost nevoită să se pregătească pentru o altfel de viață. Acum poartă o proteză și deși nicio clipă nu i-a fost ușor, a reușit să găsească puterea de a merge mai departe. A existat viața după asemenea tip de accident, pentru că putea să fie... Accident de mașină a fost? Se poate spune, dar e de mașină. Coboram din mașină, iar o altă mașină a venit perpendicular și a ricoșat în portieră și mi-a prins piciorul între prag și portieră. Din acel moment eram constituită din două piese, deci pe loc, nu au avut medicii ce să facă, nu s-a putut suda la loc piciorul și uite așa am rămas eu să-mi văd de viață mai departe, dar îi mulțumesc Dumnezeu că am rămas în viață și că putea fi mai rău, Doamne ferește. Copilul era cu mine în mașină. Nepoțelele, două nepoțele și sora mea, deci îți dai seama, și mama pe trotuar. A fost cumplit. Stella Bizdu a luptat 3 ani pentru a-și recăpăta încrederea în ea ca femeie.
Nu am fost aceeași persoană. Dacă mă întrebai atunci, 4 luni de zile, eu nu am fost om. Am trecut prin toate stările depresive, dar mi-am dat seama că la momentul acela aveam un copil și acum am doi. Am băiețel de 2 ani jumate atunci și mi-am zis, eu trebuie să trăiesc pentru băiatul meu. Cea mai mare cumpănă, bine, după moartea tatălui meu, dar am trecut și peste asta. Stella a trecut mai nou prin numai puțin de 3 operații estetice la clinica medicului estetician Constantin Stan. Intervențiile i-au dat încredere în sine și au ajutat-o să se simtă mult mai feminină. Rinoplastie, pentru că aveam o operație nereușită înainte și oboseam foarte repede și mi se auzea respirația, ca și cum eu alergam non-stop, așa răsuflam. Și o operație de mastopexie, de ridicare a sânilor după 2 nașteri și slăbit foarte mult, mi s-au lăsat sânii. Iar cea de-a treia și nu cea din urmă, cea pentru care am venit de fapt, a fost lipoabsorpția la nivelul piciorului stâng. Nu știu dacă știți, pacienților cu amputație li se subțiază piciorul amputat și nu mai este la nivelul celui bun și din acest motiv s-a făcut o extracție a grăsimii și s-au uniformizat picioarele. M-am acceptat așa cum sunt, dar asta nu înseamnă că accept să mă închid între 4 pereți și să nu mai ies din casă. Dimpotrivă, vreau să fac tot ce îmi stă în putință și cu ajutorul medicilor să fiu cea mai bună variantă a mea. Stella Bizdu e un model de optimism. Nu vrea ca handicapul să-i influențeze viața. Ia totul ca atare și face tot posibilul să trăiască la intensitate maximă fiecare zi. Cum a venit primăvara, cum au dat mugurașii... Mugurașii? Ce da. Romantic da, ești, da, ce să da, spun? Da, bine, acum depinde de mugurașii. Pe asta spuneam, da. Nu știu, dar tu obișnuiești așa să te prinzi de pomișori sau cum? Nu. În fine, una peste alta, țin să te anunț că Elena Ionescu are mugurași noi. Doamne, nu mă prostii spui, dar nici nu. Vrei să detaliezi? Da, te rog? Da. Și-a pus silicoane nou-nouțe, deși s-a jurat că nu este cazul. Ți-am zis că nu mai prostii te gândești? În fine, se mai schimbă omul, mă rog. Nu? Haideți să vedem cu ce dotări întâmpină primăvara fosta solistă a trupei Mandinga. E primăvara, așa că Elena Ionescu s-a gândit să facă și o schimbare. Și nu una oarecare. Nu a schimbat bărbatul, că doar e divorțată, se știe. Dar o pereche de stânii nou-nouți nu strică nimănui. Dimpotrivă, cu cât mai mari, cu atât mai bine, nu domnilor? Elena a dat funguța la medicul estetician și treaba s-a rezolvat cât ai zice pește. Cântăreața noastră sexoasă s-a ales cu o pereche de silicoane de 400 de mililitri de toată frumusețea. Aici avem și implanturile folosite cel mai des. În cazul Elenei am folosit un implant de la... Avantajul lor este că sunt mai ușoare față de implanturile umplute doar cu cele siliconice. Acestea au și molecule de gaz și sunt mai ușoare cu 25-30% raportat la volumul lor. De asemenea, implanturile de la sunt de cea mai bună calitate și acestea, frecvent le folosim. Depinde de la caz la caz, de la pacientă, ce își dorește și ce indicații are. Așa că ele sunt garantate pe viață, ambele la riscul de ruptură, adică oricând dacă se rupe cumva implantul, acesta poate fi înlocuit. Și pentru alte complicații, să zicem așa, sunt garantate până la 10 ani, adică sunt implanturi extrem, extrem de sigure. Riscul de ruptură sau de complicații e unul foarte, foarte mic pe termen lung, așa că nu trebuie să vă fie frică să faceți această intervenție sau să vă fie frică în ideea de a avea un implant. Prima operație de mărire a bustului a mers ca unsă. Elena nu a avut deloc dureri, iar la control, fără probleme. Avem fix 2 săptămâni de la operație. O să discutăm un pic cum te simți, cum a fost cu recuperarea, cu operația, cu tot. Cred că se vede pe mine. Sunt foarte, foarte mulțumită. Rezultatul este spectaculos. Nu vine să cred că sunt doar 2 săptămâni și atât de bine m-am simțit. N-am nicio fel de durere. Nu știu dacă ține de tehnologie, nu știu dacă ține de mâna de lucru. Nu cred că este de la mâna de lucru acum, la fără. Și
așa și poate eu, ca să am încredere, eu trebuie să văd rezultate. Acum, pentru că mă simt atât de bine și eram tot timpul cu frica aia, dacă peste, nu știu, după operație stai foarte mult imobilizată, eu mă simt foarte bine, n-am avut nimic. Azi, domnul, ce mi-ați făcut de sau cu mâine toată ziua în sus? Păi a fost o recuperare chiar super, super ușoară. Foarte ușoară. Așa cum am mai zis, dar mai repetăm încă o dată, operația se face cu pensiler. Elman e o pensă care oprește orice fel de sursă de sângerare și e cu radiofrecvență, adică avem un traumatism mai mic și, evident, o recuperare mai ușoară. Nu avem tuburi de tren, partea de brantă sunt foarte mici, cicatricea e una foarte, foarte mică, are până în 4 cm și e deja super bine vindecată, pentru că noi deja am făcut controlul de la 2 săptămâni și arată totul impecabil, impecabil, nici măcar până întâi, nu are nici rupături, arată, zici că sunt mult mai modern. Așa că totul e chiar foarte. Părinți celebri, frumoși și bogați, dar i-au întrecut la capitolul frumusețe. Cine sunt copiii de vedete răpitori de frumoși? Vedem la Flash Monden imediat după publicitate. Parcă erai și tu în topul ăla, nu? Sau? Da, copii. Hai, rămâneți cu noi că o să vedem. Cum era aia? Fata mea este model, țipă lumea după... El, după model. El modelul. După model. Da, da, mă gândesc model. Că am două fete acasă, ceva până cresc, dar nu știu ce da, să spun. Da. E, lasă că au crescut altele între timp. Superbitățile de la Hollywood sau moștenitoarele frumuseților de pe la Hollywood, căci la ele mă refeream. Așa. Pentru că, ce să vezi, showbizul abundă de copii cu nume celebre care le-au călcat pe urme faimoșilor lor părinți. Mă tot întreb dacă ești și tu de acolo. Eu nu. Că, na, adică da. Fă, care, bine, hai să n-o vorbim serios așa. Unii chiar ajung să-și eclipseze părinții cu frumusețea și cu banii. De ce nu? Da. Haideți să vedem ce vlăstare și-au întrecut deja părinții. Te chemă lăuda, să știe toată lumea. Vi-o prezint pe fata mea, e model și mai ceva. E frică de Dumnezeu, ca așa am educat-o eu. Stella del Carmen Banderas, un nume predestinat parcă pentru frumusețe, nu? Stella n-avea cum să fie altfel decât fructul superb al unei povești de dragoste pasionale, atât cât a durat ea, dintre doi actori faimoși, Antonio Banderas și Melanie Griffith. Au trecut ani ca vântul și ca gândul. Cei doi faimoși actori sunt divorțați deja de 7 ani, iar noi ne-am pomenit cu această superbă tânără de 25 de ani, care se prezintă deja ca o femeie seducătoare. Poate chiar mai seducătoare decât a fost vreodată mama ei. Stella Banderas este un amalgam de culturi, o tânără născută într-o familie care a dat 3 generații de actori. Chiar dacă tânăra este crescută la Hollywood, este foarte atașată de rădăcinile și tradițiile spaniole. La începutul acestui an, Stella și-a făcut apariția la Săptămâna Modei de la Paris, acolo unde a fost invitată la show-ul Dior Haute Couture Spring Summer 2022. În costumul ei business, cu sacou și fustă mini roșie, domnișoara Banderas a adus aminte de look-ul mamei ei, Melanie Griffin, în celebrul film Working Girl din anul 1988. Stella încearcă și ea să-și facă de lucru prin industria modei și a frumuseții. A lansat un parfum unisex și a pozat deja pentru diferite publicații glossy. Surpriză însă! Stella vrea să renunțe la numele Griffin. În septembrie anul trecut, Stella a înaintat o serie de acte oficiale prin care a cerut să poată renunța la acest al doilea nume de familie, în prezent numele ei fiind Stella del Carmen Banderas Griffin. Aveați impresia că mama ei, Monica Bellucci, este o făptură nepământean de frumoasă? Estați să o vedeți pe Deva! Frumoasă ca o păpușă, fata cea mare a Monicăi Bellucci și a actorului francez Vincent Cassel este deja o răsfățată a podiumurilor de modă și a campaniilor publicitare. Noua regina unei celebre case de modă a luat cei mai buni și mai frumos de la seducătorii ei părinți. S-a metamorfozat într-o adolescentă cu părul negru pădure, ochii dalați și buze pline.
Deva este imaginea în oglinda a mamei sale, care a însemnat în anii 80-90 visul unei generații întregi de bărbați. Născută la Roma și vorbind mai ales limba italiană, Deva a pătruns în lumea modei încă de la vârsta de 13 ani și are ambiția de a face trecerea la actorie, așa cum s-a întâmplat și cu mama ei. Așa este ea, vrea să fie liberă. Zboară pe cont propriu încă de când avea 13 ani și vorbește 5 limbi străine. Ați văzut cum arată? Nu este teamă de nimic, a declarat Monica în interviul care a însoțit o ședință foto cu ea și Deva în revista Vogue Italia. Și când te gândești că din urmă vine tare și cu forțe proaspete și mezina familiei, Leonica Sel, de doar 11 ani, te ia amețeala de la atâta frumusețe. Oficial, se recomandă Helen Boshoen Samuel. În lumea mondenă, o știm mai simplu drept Leni Klum, copia în miniatură a celebrei ei mame, Heidi Klum. Rod al iubirii dintre superba nemțoaică și bossul Formula 1, Flavio Briatore, micuța blondă are pe hârtie un tată adoptiv, pe Siel. Fostul soț al lui Heidi este de altfel și tatăl biologic de data aceasta al fraților mai mici ai lui Leoni, Lou, Joan și Henry. Iar acum că am stabilit legăturile de familie, să înțelegem ce vrea de la viață miniona blondină. În general, participă la evenimente glam alături de faimoșii ei părinți, pozează prin reviste alături de mama ei și, de ce nu, mai obține și un contract baban în modeling. Cei drept, taturile fizice sunt la vedere, deși lui Leni îi lipsesc ceva centimetri pentru a se putea numi supermodel precum mama ei. Casele de modă se îngrămădesc totuși să o aibă pe podium la prezentări și nu au deloc o problemă cu acest aspect. Ava Elizabeth Philip este prima născută a actorilor Reese Witherspoon și Ryan Philip. Cei doi au format la începutul anilor 2000 un power couple la Hollywood. Din mariajul lor au rămas doi copii frumoși, Ava, în special, reușind să-și facă un nume în lumea tinerelor speranțe cu gene faimoase. Această sosie a celebrei Reese Witherspoon e frumoasă de pică. Da, ce să zic, parcă e bine să te naști la Hollywood, e bine să ai și părinți vedete, e bine. Nu e chiar așa de bine, hai, lasă, uite, uite și complică. Tu ce frumos e, ce, când e liniște și pace și cu căldură sufletească și nu scandaluri, nu, lasă că banii mulți aduc și probleme, lasă-i încolo. Așa este, stai da. Așa că să fii fericit și cu asta basta. Banii n-aduc fericirea. Doar numărul lor, asta zic. Hai mai bine să încheiem seara asta cu zâmbetul pe buze și să ne revedem și... mâine seară, o seară minunată! Toate cele bune! Acest program este disponibil.